Superliga vă este prezentată de Superbet. Ce atmosferă! Foarte bun pressing-ul. Christensen este cel care recuperează acest balon și tot el îl primește în careu. Centrare sau șut. Minge scoasă de Gert Monas. Excelentul portar al Universității. Bună fază. A dat la colțul lung, prindea poarta, dar Germonas are un reflex bun și scoate cu piciorul. Recuperează Kipciu, prins de fază aici în partea dreaptă, îi trimite lui Berto, care încearcă să intre în combinație cu Tiam. Berto! Ce fază minunată! Fac Tiam și Berto 1-0 pentru Universitatea Angiulești. Cred că e nevoie totuși de o analiză VAR. Un 2 într-adevăr foarte frumos. Rămâne de văzut dacă nu cumva autorul golului, Berto, a fost în offside. Dar lumea se uită către Dan Șucu. O palmă trasă acolo în mânerul, în spătar, mânerul scaunului. Ia să vedem. Totul a plecat de la recuperarea lui Kipciu, a atacat bine acel spațiu liber. Nici vorbă. Poziție clar regulamentară a lui Berto, care trece ca vântul pe lângă Pașcanu. Dar un 2-ul este într-adevăr foarte inspirat și foarte bine făcut. Foarte precis. În extaz suporterii clujeni, Pila. Bună pasa lui Petrila, excelentă pasa lui Petrila și șutul lui Mikovski în plasa laterală, pe din afară însă. Nu știu dacă se putea face mai mult. Mikovski preia bine balonul, dar intră în unghi. Poziție dificilă, cearcă șutul de acolo. Trila. No Emers. Petrila. Christensen. Brown. Și vine voleul! Peste. Așa trebuia jucată faza, dacă voleul ar fi fost bun. Simion, de la margine, trecere frumoasă și penalti! Silaghi și Brown, ăsta este duelul care duce la acordarea acestui penalti. Silaghi mai rapid, mai fâșneț, ia fața lui Brown și e un moment important, un moment care poate decide în mare măsură. Confirmă Brown, dă afirmativ din cap. Extrem de neglijent această tentativă de deposedare. Nici nu știi cum vrea să deposedeze. Practic trece peste Silaghi. Și acum Zegrist, chemat să-și demonstreze clasa, abilitățile. Pentru că dacă Universitatea Cluj se duce la 2-0, meciul devine extrem de greu pentru Rapid. Nistor, specialistul Nistor, 4 goluri marcate. Și înscrie și acum, trimite lângă bară, Zigrist ghicește colțul, dar mingea este trimisă impecabil, chiar acolo, lângă stâlp. Rapidul este condusă 2-0 pentru Cluj. A
Așumudică se așează pe bancă, cred că este primul moment în care se așează. Rapidul e pe 11 cu doar 9 puncte. În acest moment, la acest scor, Universitatea Cluj este la 10 puncte distanță. Da, e imparabil, practic. Nu dă tare, dar dă perfect lângă bară. Și figura lui Șucu pare a spune: Doamne, în ce m-am băgat? Mingea să ajungă la Berto. Foarte bună construcția. Mingea este acum în colțul careului. Centrare pe jos a lui Boboc. Și este bară! Senzațională fază cu șutul lui Tiam, care se duce în stâlp. Dar toată faza merită refăzută pentru felul care au ieșit din apărare. Exemplar au construit faza asta, încheiată cu șutul omului din imagine. Tiam este la al doilea mandat, să zicem, la Cluj. Uite aici faza. Da, foarte bine. Asta ori e o schemă, ori pur și simplu vine din inteligența, din instinctul de jucător al lui Kipciu sau poate chiar al lui Berto. Și încercarea de finalizare, stop foarte bun, nu este o piste, preluare, din preluare reușește să evite atacul lui Pașcanu. Bună lovitură de cap, frumos plonjon. Gerdmonas scoate de lângă bară, corner încă o dată. A sărit Pașcanu acolo. A sărit bine, lovitură de cap puternică, deși avea om lângă el. Încă o dată corner, apără din nou Gerdmonas, o minge care i-a sărit din picior lui Kait, din câte mi-am dat seama. Da, Kait a fost acolo, estonianul nu-i atent.